Тема для нас. Тема для нас, скажем, могу тут для распуск, если кое-что уничтожить. Контрол. Контрол с профессором индивидуально. Контрол с профессором индивидуально se efectuează pe mai multe metode, ca de exemplu șublerul și micrometrul. Micrometrul adică se folosește la piesele, pe larg se folosește la piesele unicale. La fabricarea pieselor în masă, adică mult, în cantitate, se folosește calibru. Calibru. Calibru e... Cum se numește? Calibru. Se numesc piesele calibru. Calibrele sunt, sunt, nu, calibrele sunt mai multe feluri. Adică sunt, sunt calibre tampon și sunt calibre pentru măsurat unicitate. Ele calibrele, calibrele se pot, coștul calibru se pot măsura, se pot măsura suprafețele cât și interioare, cât și exterioare. Pentru unicitate și pentru precizie mai mare se folosește legea celor două bile. Adică, se măsoară metoda se efectuează în următorul mod. Adică se măsoară prima cotă numărul 2, se introduce bila, apoi bila se măsoară cu micrometru, se introduce a doua bilă, se măsoară înălțimea și se află unghiul sinus. Prin relație speciale? Prin relație speciale se află unghiul sinus. Și aia îmi spune, ce mașină cunoaște? Noi la... Am făcut cunoștință cu mașini, de exemplu, de rectificat. Rectificare orizontală. De exemplu, am învățat și am fost în dușa cunoștință și cu, de exemplu, mașini de strungit. Strungit simplu și strungit automat. Cu mai multe unieri. Mai multe cuțite. Mai multe cuțite. De rectificat exterior, interior, rectificat exterior, rectificat interior, automat, sau da, interior, de... De exemplu, demortizat, orizontal. Corect. Am învățat și așa, de exemplu, distrugi... Dar de răbătat este aici vreo mașină? Da, de care? Sigur, de răbătat. Asta e de frezat, rozdințat. Frezat, rozdințat, de răbătat... Arată revolver. Ia să-i faci. Revolver. Nu, iată de răbătat. Aceasta e de răbătat transversal. Da, răbătat transversal. De răbătat vertical. De exemplu, de frezat vertical. Vertical. De frezat longitudinal. Noi. Frezat larg universal. Larg universal de copiat. Frezat de copiat. Da, frezat de copiat și nescuțire. Thank you.